Am revenit la aleșii noștri. Invitatul este europarlamentarul Victor Negrescu. Domnule Negrescu, vorbeam de Parlamentul European, de rolul Parlamentului European, dar trebuie să spunem și pe cea dreaptă, pentru mulți dintre români, instituțiile europene care ar putea ajuta efectiv sunt o necunoscută, n-au fost promovate poate destul de europarlamentarii români din legislatura trecută. Și ce ne puteți spune despre acest subiect? Da, aveți dreptate. Și un efort pe care ar trebui și trebuie ca și europarlamentar să-l susțin și eu. Am discutat deja cu Inspectoratul General, da? Și cu Inspectorul Județului Alba despre posibilitatea de a aduce mai multe informații în școli. Cred că este foarte important să informăm mai ales pe cei tineri cu privire la acest lucru pentru a descoperi oportunitățile europene. Și vă dau câteva exemple. Pe de-o parte, pentru tineri, există burse atât pentru tineri studenți, de pe care am auzit, dar burse și pentru tineri ucenici. Dacă vrei să înveți o meserie, nu ai posibilitatea să o înveți la nivelul județului Alba, poți merge cu o bursă de aproximativ 1000 de euro în alt stat european pentru a învăța acea meserie. Există, de asemenea, burse pentru antreprenori. Un antreprenor vrea să demareze o companie, o întreprindere într-un domeniu, nu cunoaște foarte bine, găsește un partener din vest, tot așa are o bursă de mai semnificativă decât cea pe care am enunțat-o mai devreme și poate merge la un stat european pentru a vedea acest lucru. Da? Aceste lucruri sunt disponibile direct prin accesarea la Bruxelles de punerea unui dosar. Trebuie să dăm aceste informații în școli. Alt exemplu, protecția consumatorului. Protecția consumatorului european este un lucru extrem de important. Există o agenție în acest sens, la nivel european, care permite consumatorului din România să fie protejat în cazul în care apar probleme pe care nu le poate rezolva protecția consumatorilor din România. Și mă refer aici, pe exemplu, la jucării. Jucării care sunt, în general, importate din afara zonei europene. Da? Acolo intervine agenția europeană, care trebuie sesizată cu privire la aceste elemente, da? Și putem să sesizăm foarte ușor printr-un simplu mail. Există inclusiv instituția petițiilor sau, da, întrebărilor, da, adresate Comisiei Europene. Deci orice cetățean european se intre pur și simplu pe site-ul Comisiei Europene. Poate iniția petiții, să adune semnături pentru ele, poate iniția inițiative cetățenești pentru proiecte de lege, trebuie să adune semnături la 1.000 de un milion de cetățeni la nivel european, nu este imposibil, au mai existat cazuri, și poate de asemenea adresa întrebări. Tot este extrem de transparent. Și vom face acest lucru cu inspectoratul pe de-o parte și sper că și cu alte primării, dacă doresc să facem o informare mai largă către cei care sunt maturi, seniori, să putem face și acest tip de informare către ei. Din păcate, ce se întâmplă este că cetățeanul obișnuit este atât de asaltat de probleme de zi cu zi, cât nu își rezervă timpul pentru a învăța lucruri noi. Eu cred că asta e un lucru care trebuie să-l schimbăm. Și de jos, poate de la elevi, studenți. Exact, exact. Vă spun un exemplu. Eu am trăit, v-am spus, mai mulți ani în străinătate. Nu cred că există multe lucruri diferite față de noi. Cred că, într-adevăr, că România are un potențial mult mai mare decât țările din vest. Dar noi nu îl fructificăm pentru că noi nu învățăm oamenii, nu ajutăm pe cetățeni cum să caute informația, cum să fie critici, da? Cum să aibă un spirit critic, de fapt. Și aceste două demersuri trebuie să le susținem și ca politicieni. Da? Dacă vedem că acesta este un lucru care ne lipsește, trebuie să ajutăm pe oameni să facă acest lucru. Rolul meu ca europarlamentar este să dau informații despre aceste lucruri. La cabinetul meu de europarlamentar deschis la Alba Iulia, colegul meu, dar colegii mei consilieri se vor ocupa pentru a îndruma oamenii obișnuiți către rezolvarea problemelor lor la nivel european, dacă pot fi rezolvate, pot fi rezolvate acolo. Și, într-adevăr, cu sprijinul instituțiilor care se ocupă de învățământ, să încercăm să-i educăm pe oameni în așa fel încât să profite de aceste oportunități. Ce îmi doresc eu este ca cât mai mulți cetățeni din județul Alba să profite de aceste oportunități. Eu cred și am spus-o și în campanie electorală. Este o ocazie extraordinară pentru județul nostru să avem un europarlamentar. Nu contează persoana mea, nu contează că mă cheamă Victor Negrescu, în niciun caz nu contează acest lucru, contează instituția în sine. Am fost singurul candidat cu șansă de a intra, am spus-o și în campanie electorală, mulți nu credeau că există vreo șansă. Da. Iată că Partidul Social Democrat este formațiunea politică din Alba care a propus un candidat eligibil pentru Parlamentul European. Sunt acolo, dar nu sunt europarlamentarul meu, sunt europarlamentarul județului Alba. Merg în toată Transilvania, merg în toată țara, pentru că eu reprezint România în Parlamentul European. Dar vreau ca județul meu să crească. Ajutați-mă, veniți către mine, haideți să discutăm. Și sunt și genul de om care spune, asta se poate, asta nu se poate. Trebuie făcut o triere la sugestiile sau proiectele cu care vin oamenii. Exact, pentru că eu cred că
un politician sau un reprezentant sau un om obișnuit trebuie să uite, să mai promită doar în zadar. Chiar discutam noi mai devreme, în pauză, despre faptul că eu nu sunt un om politic care îi place să promită prea mult. Eu în campania electorală am spus în felul următor: delegația Transilvaniei cu ambasada Moților, da? Deschiderea accesului la oportunități de finanțare la nivel european, două proiecte. Asta se fac. Birou de europarlamentari în cel mai scurt timp. S-a deschis. Trei proiecte. Și acum, dacă oamenii vin către mine și îmi cer ceva și nu se poate rezolva, eu o să le spun. Nu pot ca europarlamentar să vă ajut decât să blochez oamenii. Dar dacă pot, credeți-mă că o să fac tot posibil ca lucrurile acelea să fie realizate. În sistemul educațional era o informație care circula că de multe ori studenții români care își fac studiile în străinătate, în România nu le sunt recunoscute diplome, trebuie să dea tot felul de examene, de tot felul de chestii care îngreunează. Nu înțeleg, eu pur și simplu nu înțeleg acest lucru. De ce dacă studiezi poate la Oxford sau la Cambridge, vii în România și tu trebuie să-ți echivalezi anumite studii, nu sunt recunoscute, mai trebuie să faci niște cursuri, mai trebuie să plătești niște acte? Un lucru ciudat care, în opinia mea, e alungă pe tine. Mai bine rămân în Anglia sau rămân în Franța, unde au studiat. Aveți foarte mare dreptate. Am întâmpinat chiar eu această problemă. Vă dați seama, am revenit ca student în România și a trebuit să dau încă o dată bacalaureatul după ce l-am luat în Franța. Deci, și era student. Da, și eram student și în Franța bacalaureatul se dă la toate materiile, la 15 materii. În România se dă la 4 materii, ceea ce e o diferență colosală. Deci am întâmpinat această problemă și sunt direct interesat să găsim o sursă pentru echivalarea diplomelor. Deja s-au făcut eforturi în acest sens. Am discutat și cu domnul ministru Pricopie, care se ocupă de învățământ despre aceste lucruri. Din păcate, nici ei nu recunosc diplomele. Unul dintre scopurile actuale Parlamentului European este de a găsi maniere prin care putem să creăm, cum se spune, o uniformizare a tot ce înseamnă legislație națională. Și exemplu este cu roaming-ul. Faptul că astăzi un cetățean din România poate suna mai ieftin o rudă din afară, e un demers luat, inițiat de Parlamentul European. Începând cu anul viitor, taxa de roaming practic nu va mai exista. Oamenii vor putea suna la tarifele naționale oriunde în Uniunea Europeană. E un demers al Parlamentului European. Acestea sunt demersurile pe care inițiază Parlamentul European. Demersul de uniformizare. Eu în campanie electorală am mai menționat ceva pe care sper să-l pot realiza, e o ambiție foarte, foarte mare, 5 ani de zile sper să-mi ajungă pentru a face acest lucru, se referă la mobilitatea pacientului. Eu cred că dacă doctorii noștri ne pleacă din țară, ar trebui ca să existe oportunități și pentru pacienți. Adică să nu mai trească să faci acea asigurare medicală și de urgență. Și plimbare pe la casa de asigurări. Și... Da, și cea simplă de urgență și cea pentru la casa de asigurări pentru a pleca din țară. Deci lucrurile acestea se întâmplă direct, din prima. Deci dacă ești în străinătate, ai o problemă medicală de urgență, să fii rezolvat, nu trebuie să prezinți o asigurare medicală privată sau să ai hârtia de la casa de asigurări. Inclusiv pentru operații de specialitate. Pentru că medicii noștri cei mai buni ne pleacă în străinătate. Ei, atunci, un copil din România, dacă are o problemă medicală, el nu poate fi salvat de un medic român bine calificat decât acolo. Și atunci, haideți să găsim o soluție ca Uniunea Europeană să sprijine acest demers. Dacă suntem egal cu toții, cetățenii europeni cu toții, și nu există soluții de a-l salva pe acel copil în România, haideți să salvăm Uniunea Europeană. Asta înseamnă solidaritate. E un proiect larg. Am găsit câțiva colaboratori, tot europarlamentari care susțin acest demers. E un proiect pe care probabil în toți anii mei de politică îl voi susține, pentru că temele medicale sunt temele apropiate sufletului meu. Cred că avem cu toții o viață și trebuie să facem tot posibilul ca fiecare să poată să aibă, să o trăiască, da? Nimic mai complicat atât. Adică eu vorbesc cu mulți politicieni, poate acum telespectatorii se întreabă, vorbește prea mult acest politician, da? E tânăr și vorbește și mult, da. Nu este bine, sunt cadru universitar și de aceea poate vorbesc un pic mult. Eu cred că nu vorbim suficient de valori. Sau ce îi mână pe politicienii în politică? Pe mine mă mână chestiunea aceasta. Am două. Sănătatea și cu educația. Și vă spun concret. Nu mi se pare normal ca să, viața unui om să nu poate fi trăită într-o manieră decentă și să aibă oportunități egale. Cum poți avea oportunități egale? Să o poți să trăiești, deci acces la sănătate, să supraviețuiești, da? Așa mai departe, și mai în al doilea rând să poți să te educi, să poți să înveți, să poți să te dezvolți. Să ai posibilitatea. Da, să ai posibilitatea asta. Sunt două lucruri extrem de importante. Învățământ de calitate public, acces la servicii de sănătate publice, dar de calitate. Asta e foarte important.
Astea sunt cele două obiective ale mele. Sunt mânat în această luptă și de situații personale. De asta nu vorbim. Am avut întâmplări în familie în care, din păcate, s-a mers la spital și nu s-au găsit soluții care poate în orice spital din afară se găseau. Cred că trebuie să vorbim și de lucrurile acestea. Cred că un lucru important și sper ca televiziunea dumneavoastră să ajute în acest sens. Oamenii trebuie să înțeleagă că politicienii nu sunt indivizi sau oameni diferiți de oameni obișnuiți. Sunt oameni care vin până la urmă tot din rândul alegătorilor. Da. Sunt niște oameni care îi reprezintă. Da, da, exact. Și nu trebuie să nici să idealizăm, nici să-i blamăm, trebuie să discutăm cu ei. Adică eu știu problemele pe care le-am învățat și vreau să le fac și să le rezolv. Poate nu le știu pe toate. Haideți către mine, hai să le discutăm, să găsim soluții împreună, pentru că nici un singur politician, nici trei împreună nu pot rezolva toate problemele. Dar e important să comunicăm, să discutăm. Dacă nu comunic bine, nu am un demers coerent, atunci pot alege pe altcineva. E foarte simplu acest lucru. Și cred că alt rol al politicianului este să caute să convingă pe ceilalți. Și la noi, la nivelul județului Alba, există câțiva politicieni, nu o să dau un nume, îi cunosc foarte, foarte bine, care fac totul în corespondentă cu sondajele de opinie. Fac sondaje de opinie, foarte multe sondaje de opinie, cred că unii dintre oamenii care se uită sunt săcăiți de telefoanele pe care le primesc și văd ce apare acolo în sondajul de opinie și spun ce scrie acolo. Eu nu sunt de principiul ăsta. Eu vreau să spun ce cred eu, care sunt valorile mele, care sunt ideile mele din discuțiile cu oamenii și să încerc să-i convinc că ideile mele sunt cele mai bune. Nu reușesc să-i convinc. Nu am dreptate. Aleg pe altcineva. Înseamnă că ideile mele nu sunt cele bune, politice, obiectivele mele. Aleg pe altcineva, poate celălalt nu-i convinge, revin oamenii la ideile mele. Nu se merge pe sondaje de opinie. Asta nu înseamnă politică, nu înseamnă idei, nu înseamnă viziune. Asta înseamnă pur și simplu, cum să spun, sociologie pură și cred că toată lumea poate să facă. Să vină aici în față să spună, îmi scrie sondajul de opinie că ar trebui să spun că sunt un politician care este patriot. Nu cred în chestiunea asta, să spunem ce scrie un trend, da, adică să trăiască după un trend. Hai să arătăm ce înseamnă patriot, hai să facem lucrurile, hai să simțim lucrurile acestea, da? Fiind la Bruxelles, vreau să vă pun o întrebare. Care e o legătură națională și internațională? România se află la câteva sute de kilometri de un conflict armat. Vorbim de conflictul din Ucraina și ce se întâmplă la Bruxelles? Cum văd europenii acest conflict din Ucraina, care până la urmă este la granițele Uniunii? Aveți foarte mare dreptate. Cred că situația din Ucraina, practic, pentru prima oară în ultimii ani, reașează puțin orientarea politică a principalilor actori internaționali și a Uniunii Europene. Și este o situație, trebuie să spun, favorabilă a României. Din păcate, estul Europei a fost ignorat în ultimii ani, odată cu lărgirea Uniunii Europene, s-a crezut că această zonă a Europei nu are nevoie de protecție, nu are nevoie de siguranță suplimentară și că tot ce am realizat, de fapt, noi, românii, bulgarii, esticii, în ultimii ani, e un lucru normal, garantat. Care vine de la sine. Care vine de la sine. Ei au uitat, practic, și eu reamintesc de fiecare dată când discut cu ei, că noi ne-am luptat pentru democrație, că am pierdut atât de multe, da, în sensul ăsta, am pierdut chiar siguranța traiului decent, da, pentru democrație, da, pentru anumite siguranță care să dea un vechi regim, am renunțat la acela pentru democrație. Și am luptat 50 de ani, am fost asupriți, dominați, da, și de o putere din Est, fiind lăsat acea putere să facă acest lucru de vestigi, din păcate. Deci uitau lucrurile acestea și văd astăzi că, de fapt, problema nu a dispărut. E în continuare acest pericol și că ceea ce face România ca țară puternic orientată european, da, în această zonă a Europei, este un lucru extraordinar. Și, practic, și vesticii și europenii se orientează atenția către noi. Și acest lucru înseamnă și măsuri concrete. Și pe care noi le susținem și inclusiv ministrul tehnic Scoar Lățean a fost săptămâna trecută la Bruxelles pentru a discuta aceste lucruri. Și eu, ca europarlamentar, le susțin. Ideea de a transforma această nouă perspectivă în măsuri concrete. Și prima măsură concretă se referă la negocierea la nivel european a achiziției de gaz rusesc. În momentul actual, fiecare stat membru al Uniunii Europene își negociază individual achiziția, fiecare cu propriul tarif. Ceea ce face ca Germania să plătească mai puțin decât România.
care este un stat mult mai puternic. E un stat mult mai puternic, își permit mai mult, dar plătesc mai puțin. Plătesc mai puțin din următorul considerent, pentru că ei importă mult mai mult decât noi, trebuie să luăm și acest aspect economic, iar noi importăm mai puțin. România este printre puținele țări la nivel european care pot fi independente energetic, mai ales la nivel de gaz. La gaz putem fi independenți în totalitate, numai că nu este bine să ne consumăm toate resursele și tot timpul importăm aproximativ 20%. Vă spun lucrul acesta pentru că am fost consilier ministru de energie și e un subiect pe care îl cunosc foarte bine. Dar, evident, dacă am pune totul într-un, cum să spun, am adunat toate nevoile noastre la nivel european și negocia economic, nici măcar politic, cu furnizorii de gaz din Rusia, cu siguranță tariful poate să scadă în medie la nivel european și avea altă putere de negociere. E ca și cererea, da, oferta și cererea. Dacă tu vrei să cumperi mult mai mult, automat scade tariful pe unitate. Da? Aici, despre asta vorbim și la nivelul achizițiilor de gaz. Se pare că pentru prima oară în istoria Uniunii Europene, statele membre s-au pus de acord, încă se negociază acest lucru și sper să fie un preț comun sau... Un preț comun la nivel european, tarif comun, ceea ce ar însemna pentru România, dacă e să luăm media europeană, scăderea la jumătate, ceea ce ar fi extraordinar pentru noi, dat fiind faptul că noi, cel mai probabil în 2020, vom putea, într-adevăr, avea un consum integral românesc de gaz, fără să mai existe problema aceasta că ne epuizăm resursele. Dar ar fi extraordinar pentru noi. Vedem cum se transformă o situație politică regională poate într-un avantaj. Da, într-un avantaj pentru noi. Și sunt mai multe avantaje. De aceea spuneam mai devreme de investițiile în noile tehnologii ale informației sau outsourcing sau IT. Foarte multe din aceste companii sunt în Ucraina, mai ales companii americane. Astăzi ele se reorientează. România poate profita. Ca factor de stabilitate. Forța de muncă. Trebuie să avem forța de muncă calificată și capacitatea de a fi atractiv pentru aceștia. Asta nu înseamnă că luăm de la Ucraina să dăm la România. Nu, înseamnă că și actorii economici înțeleg că România este un stat stabil și că poate să fie un factor de stabilitate în regiune. Și cum poate să devină? Și ajutând celelalte state. Un exemplu este Republica Moldova. Acordul practic de colaborare între Uniunea Europeană și Republica Moldova a fost accelerat, puternic accelerat, din acest motiv și din faptul că statul român astăzi este ascultat de către partenerii internaționali, da? Și când, inclusiv când discutăm în Parlamentul European, dacă un român vorbește despre ce se întâmplă în Ucraina sau în Republica Moldova, suntem ascultați. Într-un final suntem ascultați pentru că și-a dat seama că înțelegem ce se întâmplă în zonă. Și am accelerat acest parteneriat. Deci, practic, deschidem poarta și unor țări prietene, da? Practic, unde sunt mulți cetățeni români și pe care putem să-i apărăm. Dar situația în Ucraina trebuie să reprezinte un element către care trebuie să ne direcționăm atenția. De aceea cred că ne trebuie un președinte pentru România care are o anvergură națională, care are prieteni la nivel european și care poate, într-adevăr, reprezenta cu tărie, cu forță, relațiile cu alte state, inclusiv cu Rusia, pentru că e important să avem o poziție fermă. Ați atins un subiect pe care vreau să-l abordăm în această seară. Victor Ponta, premier României, președintele PSD, și-a anunțat oficial, putem spune, în cele din urmă, candidatura la președinție, la alegerile din toamna acestui an. Ca un politic, om care cunoașteți foarte multe dedesubturi ale politicii dâmbovițene, să spunem, care este opinia? Este Victor Ponta cel potrivit să fie noul președinte sau să fie candidatul PSD la președinție? Da, cred cu toată tăria că premierul Victor Ponta este cel mai bun candidat dintre toți cei care și-au anunțat candidatura pentru a fi președintele României. Spun acest lucru pentru că, poate spre deosebire de alți oameni politici care susțin candidații, eu cunosc personal pe acest om, acest lider politic, care cred că s-a maturizat enorm în ultimii ani de zile și a demonstrat că are o anvergură nu numai națională, dar și una europeană. Cred că viitorul președinte al României trebuie să fie un om care a avut deja o funcție la nivel național. Dânsul a avut, a fost și ministru, este și premierul României. Poate negocia și a demonstrat că poate negocia de la egal egal cu alte state la nivel internațional. Că a fost vorba de premierul Franței sau de premierul Chinei, da? A discutat cu oameni extrem de importanți la nivel mondial și se vede că poate face acest lucru. Cred că are o viziune pentru România. Da? Proiectul său a fost acela de a construi o Românie corectă, o Românie puternică. Faptul că susține oameni, faptul că are proiecte pentru România, pot să-l proporțeze în acea funcție. Și vreau să mai spun încă un lucru, tot așa ca titlu indicativ. Faptul că la alegerile acestea europarlamentare,
dânsul a dorit să inoveze, aducând mulți oameni noi pe listă, oameni cu pregătiri diferite, demonstrează că are capacitatea să iasă și puțin din rutina politicii. Pentru că ar fi fost tot aceiași oameni. Exact, ar fi putut să fie foarte, să meargă foarte ușor pe structurile clasice. Caută tot timpul să aducă oameni noi. Că a fost vorba de alegerile europarlamentare și să aleagă pe cineva din Transilvania, ceea ce e deosebit pentru PSD, care nu a avut un bazin tradițional și în Transilvania. Și nu sunt organizații așa puternice. Exact, dar a vrut să schimbe dogma și și perspectiva, dar inclusiv la nivel guvernamental. Deci în loc să ia oameni din partid, da? Eu sunt un om de partid, mi-aș fi dorit poate să am reprezentanți acolo, aleși și oameni din societatea civilă, oameni cu o pregătire deosebită. Că a fost vorba de domnul Pricopie, care era selectorul Școlii Naționale de Politice și Administrative, da? Că a fost domnul Mihnea Costoie, care venea de la Universitatea Politehnică, da? Nu erau oameni implicați politic la momentul respectiv. Erau oameni poate din linia a doua sau a treia unui partid. Da, nici măcar unul dintre ei. Ministrul Energiei, da? Ministrul Energiei vine din mediul de afaceri, da? Din domeniul energiei, foarte mult specialist, nu are nicio treabă cu Partidul Social Democrat, da? Acum învață, avea viziuni de stânga. Învață politic acum. Nu, acum învață ce înseamnă structura unui partid. Ceea ce este important, deci sunt, că e vorba de doamna Petrescu, pe care o cunosc foarte bine, un om foarte bine pregătit. Da, sunt cazuri, exemple, care ilustrează faptul că Victor Ponta, el ca individ, da? Pentru că votăm un individ, totuși, o persoană, un om să fie președintele României, nu un om politic. Asta e, și asta e important. Are capacitatea să deschidă ușile politicii și are capacitatea să aducă mai mulți oameni în jurul său, numai cei din cercul restrâns. Și cred că asta este o calitate. Aș vrea să o văd și la alții și, într-adevăr, bătălia va fi una interesantă pentru aceste alegerile prezidențiale. Cred că Partidul Social Democrat va câștiga aceste alegeri. Cred că Partidul Social Democrat va câștiga aceste alegeri și la nivelul județului Alba. În municipiul Alba Iulia suntem deja principala forță politică și cred că și inclusiv la nivelul județului Alba lucrurile acum sunt clare pentru prima oară. Și acest lucru ne va ajuta, ne-a sprijinit pe domnul președinte Victor Ponta, pentru că avem astăzi două partide. Este PSD și vechiul PDL, pentru că PNL nu prea a existat în istoria județului. Deci, ceea ce spuneam noi de fapt de foarte mult timp, PSD este singurul partid de opoziție din județul Alba. Suntem singurul partid de foarte mulți ani în opoziție, astăzi oamenii pot alege. Mergem tot cu același lucru, tot cu PDL-ul care conduce de 20 de ani, sau schimbăm. Acum au posibilitatea să facă schimbarea. Vreau să vă întreb, ne apropiem de finalul emisiunii și la final opinia despre noua alianță politică, ați menționat puțin, fuziunea PDL-PNL în mare, formarea unui partid puternic de dreapta și despre faptul că cel mai probabil Klaus Iohannis va fi contracandidatul sau poate cel mai puternic contracandidat al lui Victor Ponta la alegerile din toamnă. Eu cred că lucrurile sunt clare. Alianța, da, a început tot în Alba. Noua alianță, nou partid PNL a început tot în Alba. Am avut aici doi lideri, da, Atanasiu, domnul Hava, lideri politici care caut așa vehement să fie oameni importanți la București și au uitat de județul nostru, de municipiul nostru. Eu nu înțeleg de ce ei se bat să meargă acolo. Eu mă bat să fiu un om respectat în județul meu, în orașul meu. Eu aș vrea să facă și ei același lucru. Se bat pentru acest lucru, au lansat un proiect politic. Pentru noi, Partidul Social Democrat este mult mai facil. Știm clar care este partidul cu care luptăm, de fapt PDL-ul Partidului Traian Băsescu, da? Luptăm cu această forță politică care a închis țara, a închis județul, a lansat acuze inutile, a vorbit de rău România, afară, în țară și așa mai departe. Toată această forță politică are un candidat, se numește Klaus Iohannis. Klaus Iohannis care practic are în spate pe acești oameni, pe Blaga, pe Berceanu, pe Videanu, da? Aceiași oameni sunt în spate, nu sunt alții. Deci, prin urmare, pentru noi este foarte simplu. Klaus Iohannis este omul sistemului, este o perpetuare a regimului Traian Băsescu și a metodelor sale, sau a metodelor chiar mai grave practicate în timpul guvernării PDL. Noi asta vom spune în campania electorală. Credem că candidatul nostru este mai diferit de către cel propus de către liberal. Și cred că lucrurile astea se vor vedea și în campania electorală. Eu mi-aș dori însă să avem un președinte cu anvergură națională. Klaus Iohannis nu a avut nicio funcție la nivel național.
nici ministru, nici secretar de stat, nici premier, deci nu înțelege politica națională. Nu are cum dacă nu a fost acolo. Nu înțelege politica internațională, pentru că un primar, îmi pare rău, chiar bunicel cum a fost el, nu poate avea această învergură. Poate să mai aștepte și în câțiva ani să ajungă acolo unde își dorește, dar nu la aceste alegeri prezidențiale. Avem nevoie un om pentru România, întreaga Românie, și cred că Victor Ponta este acel candidat. Domnule Victor Negrescu, vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența la Alba TV. Vă urăm succes la Bruxelles și să sperăm că inițiativele de care am vorbit în această seară se vor și concretiza. Sper pentru și eu Alba Iulien. Sunt sigur. Ia invit pe Alba Iulien alături de mine să discutăm cât mai mult și vă mulțumesc frumos pentru această oportunitate. Sunt Sorin Poparadu și până săptămâna viitoare, când ne vom revedea la o nouă emisiune Aleșii Noștri, vă spun la revedere.